las o portiță până în data de până în marți să rezolve din problemele care sunt. De mine nu-și bate joc nimeni în sport și în fotbal. Nu poate să vină nimeni să-mi spună după 6 luni, 7 luni, chiar după un an jumate, fără cantonament, fără masă, fără vitamine, să vină aici cu o jumate de meci și să facă program cine joacă, cine îl dai afară, pe cine îl dai. Pentru mine nu există așa ceva. Am tras, am împins-o până la punctul maxim. Poate că se vorbesc multe lucruri care pe unii se deranjează, dar măcar mai bine spun în față ce este și nu sunt probleme. Nu înțelege nimeni că într-o echipă poate să fie și accidentați, să apară accidentați. Nu înțelege nimeni că atunci când un jucător se accidentează, nu îi se oferă prim ajutor maxim în prima zi. Nu știe nimeni că după accidentare nimeni nu se ocupă, nu are posibilitatea de ore pentru recuperare. Și atunci cum să cer? Astăzi, din păcate, am introdus niște copii pe care eu cred că mai mult le-am sacrificat. Dar am vrut să termin meciul acesta vis-a-vis de partea cu televiziunile, divizia B. Vreau să se decide cine vor în continuare. Eu nu vreau să fiu bătaie de bazocul la nimeni. Nu este normal ce se întâmplă. Dar cine te referi? Nu contează cine. Eu nu. Dacă vrei, spun. Dar nu acum, că n-are rost să modelez pe nimeni și nu. În general, nu are. Eu ce am pățit, eu când sunt antrenor, eu vin așa, ca antrenor. Am nevoie de aia, de aia, de aia, de aia. Dacă după un an jumătate tu mă tot porți și mă păcălești atât personal cât și colectiv cu povești, nu are rost. Nu ții de scaunul ăsta, am venit, știți ce am făcut pentru, părerea mea, pentru Alba Iulia. Mi-a scăzut salariul, ok, am zis că sunt de acord, am zis că nu mergem în cantonament ca să se rezolve anumite lucruri. Am zis că facem aia, dar până când? Până când să mi se stabilească mie, să mi se spună de fotbal mie. Da, poate să vorbească cine a jucat fotbal, poate să-mi spună și să stăm la masă, să discutăm sau cu argument. Dar nu poți să stai 2 săptămâni să nu vizitezi jucătorii, să vezi ce probleme au. Nu poți să vii înainte cu o oră jumătate și să faci program. Indiferent cine. Din păcate, vom merge în continuare și va merge, cred că tot fotbalul la nivel de divizia B, tot mai jos, mai jos. Ați văzut ce copii care se antrenează cu noi de 7-8 luni nu pot să facă față unui joc cu o echipă, eu zic, din punctul meu de vedere, modestă. Dacă în primele 20 de minute, 30 de minute la 3-0 pentru noi, acea ocază am avut și cu copii în teren, era ok. Felicitări pentru că au bătut de ei 3-0, succes mai departe. Încă o dată se dovedește că echipele care sunt bine organizate reușesc să facă față problemelor când apar rezultatele mai puțin dorite și îți revii. Dar în momentul când ai 10 puncte, ai acasă joc bun, te duci la locul 2, joc bun și alte probleme. N-ar vrea să mă las portiță, nu știu. Eu nu pot să-mi stric stomacul, să-mi stric nervii, să... pentru ce? Sănătatea mea, ca să iau 20 sau 10 milioane și după aceea să-mi dau pe medicamente. Și voi știți bine care sunteți din presă și care sunteți aproape de mine, care ați fost și jucătorii știu. Sunt de un an jumătate în care intru lunea la această echipă la stadion, intru luni și plec sâmbătă acasă după meci și îmi sacrific viața. Pentru ce? Ca să îmi spună cineva, bă, ești sclavul meu? Nu sclav la nimeni. Și nu o să fiu. Dacă mai aveți întrebări, mare de ce. Crede că mai bine pentru echipa să se desfințeze situația dată. Eu nu-mi doresc să se desfințeze echipa, dar în situația dată eu nu vreau să mai continui. Nu-mi doresc în felul ăsta. Este singura echipă din istoria fotbalului, că și pe vremea când eram copil și junior, pe vremea Ceaușescu, luam niște vitamine. Și la miștole, care era efervescente. N-am luat o vitamină. Alimentație cum este. Și atunci,
Normal. Nu poți să tai pe nimeni la bani, nu poți să ceri pe nimeni, nu poți să mai am pretenții deja după 6-7 luni, pretenții de la ce jucători. Oricum mi-am dus prea mult. Oricum mi-am dus și am tras de ca de... Sunt 11 jucători. 11 jucători care au tras, au mers, Și neșansa face că poate nu ești un problemă că unii nu vor să joace, nu au vrut să joace. Nu. Eu am argumente pentru fiecare jucător ce problemă. Poate că ar fi tras, unii și-ar fi legat cu bandaj și nu știu cum și-ar fi tras să joace dacă ar fi fost măcar la zi să vă ar fi sacrificat. Dar nu pot să mă duc la Bucurică cu problemele care le-a avut și întors în cursul săptămânii trecute. Abia n-am forțat la meciul cu Damina Măciuca și pentru că am încercat eu, l-am rugat, am zis, băi, dacă se poate, poate profesor, sunt legat cu bandaj, joacă. Mircea Oprea, întindere inghinal. Mircea, te rog, joacă. Danea, stă-l, bombat, Crezna, hai că încerc, hai să fac la fiecare 3 zile să umflă. Petrescu, cu o tendinită extraordinară, timp de 2 săptămâni. Și atunci, hai, vă rog frumos, jucați pentru mine. Hai, bine, noi mai jucăm puțin. Sau profesor, sau cum nimic. Hai, mai jucăm, mai jucăm. Nu pot. Inuman. Deci eu, în primul și în primul rând, am învățat să mă comport uman. Adică să am o relație cu jucătorii normală, om de la om. Să am cu conducătorii relație normală, om de la om. După aceea, pe plan sportiv, cu pretenții, cu disciplină, cu atitudinea de a pregăti o echipă de la A la Z așa cum trebuie. Și nici atunci nu știi dacă ai rezultatele care ți le-ai dorit să fie. Cu totul pus la punct. Dar acea incertitudine de 4 săptămâni după ce începe toate echipele. De ce nu te-ai supărat totuși cu jucători? Da. Nu. Nu este. Pentru că nu are rost să... Pentru ce să... De ce să-l introduc în peisaj? Mai venit de mari? Ce se întâmplă? Depinde de și jucătorii sunt la limită. Își doresc să plătească salariile până marți sau miercuri. Deci nu mai pot să... Am spus săptămâna asta, nu răspund pentru da. Rezultate. E vreo șansă să se plătească până marți? Eu din câte știu, nu. Nu. Și atunci? Este problema celor care se ocupă de partea de organizare, să se rezolve partea financiară și să vină cum trebuie pentru a face fotbal de performanță. Am jucat la Brașov, am avut strângere de mână după meciul la Brașov și haideți acasă, fără măcar o masă. Și alte lucruri. Am stat la Slatina pentru 3 milioane, am stat la etajul 7-8 în frig, care alții stau pentru 4 milioane, puțin mai jos cu un etaj, cei de la Brașov, în condițiile plăcute. Așa cum trebuie să stai. Nu poți. Nu mai merge. Pentru ce? Cum am spus, uman. Deci eu nu pot să gândesc pe parte sportivă. Eu obțin la toți jucătorii care am tras de ei, am făcut tot ce era posibil și imposibil să merg cu ei în continuare. Și pentru asta le mulțumesc. Mulțumim, Sfânt.